Binecuvântat să fie Dumnezeul nostru mare, căruia i-am dăruit fiecare dintre noi inima noastră, cerem binecuvântarea lui Dumnezeu și îndurarea sa să fie peste noi. Amin. Să citim câteva versete din Cartea Evreilor, capitolul 4, începând cu versetul 1 și finalizând în versetul 13, așa cum este ea scrisă în Scriptură, citim și ascultăm cuvintele lui Dumnezeu. Să luăm dar bine seama că atâta vreme cât rămâne în picioare făgăduința intrării în odihna lui, nici unul din voi să nu se pomenească venit prea târziu. Căci și nouă ni s-a adus o veste bună ca și lor, dar cuvântul care le-a fost propovăduit nu le-a ajutat la nimic, pentru că n-a găsit credință la cei ce l-au auzit. Pe când noi, fiindcă am crezut, intrăm în odihna despre care a vorbit el când a zis: am jurat în mânia mea că nu vor intra în odihna mea, măcar că lucrările lui fusese isprăvite încă de la întemeierea lumii. Căci într-un loc a vorbit astfel despre ziua șaptea: Dumnezeu s-a odihnit în ziua șaptea de toate lucrările lui. Și aici este iarăși, zice iarăși, nu vor intra în odihna mea. Deci, fiindcă rămâne ca să intre în unii în odihna aceasta, și pentru că aceia cărui s-a vestit mai dinainte vestea bună n-au intrat în ea din pricina neascultărilor, el hotărăște din nou o zi, astăzi, zicând în David după atâta vreme, cum s-a mai spus mai sus: astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inimile. Căci dacă le-ar fi fost dat Iosua o odihnă, n-ar mai vorbi Dumnezeu după aceea de o altă zi. Rămâne dar o odihnă ca cea de sabat pentru poporul lui Dumnezeu. Fiindcă cine intră în odihna lui se odihnește și el de lucrările lui, cum s-a odihnit Dumnezeu de lucrările sale. Să ne grăbim dar să intrăm în odihna aceasta, pentru ca nimeni să nu cadă în aceeași pildă de neascultare. Căci cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri, pătrunde până acolo că desparte sufletul și duhul, încheieturile și măduva, judecă simțirile și gândurile inimii. Nici o făptură nu este ascunsă de el, ci totul este gol și descoperit înaintea ochilor aceluia cu care avem a face. Amin. Și m-am gândit la pasajul acesta din Scriptură, vorbind despre chemarea aceasta lui Dumnezeu și despre raportul pe care oamenii ar trebui să-l aibă vis-a-vis de cuvântul său cel sfânt. Și vreau în câteva cuvinte să aduc în atenția noastră posibile atitudini pe care oamenii le au sau ar trebui să le aibă față de cuvintele lui Dumnezeu. Și ca să mă explic mai bine, vreau în această după-amiază deja să atrag atenția fiecăruia dintre noi care ne-am strâns în locul acesta despre faptul că în locul acesta și în locul unde se citește cuvântul lui Dumnezeu, prezența lui Dumnezeu obligă pe oameni la anumite atitudini. Oamenii trebuie să iau atitudine față de ceea ce aud, de ceea ce ascultă. Fiecare dintre noi auzim o știre la ora 5, spre exemplu, pe mass media sau în alte forme, citind într-un ziar, și știrea, față de știrea aceea putem să păstrăm o anumită atitudine. Una ne poate viza pe noi în mod direct sau alta ne lasă, nevizându-ne în mod direct, indiferent față de știrea care este. Când vorbim despre cuvântul lui Dumnezeu, vorbim despre o știre, o veste bună care ne vizează în mod direct. Fiecare are de auzit știrea aceasta. Și Mântuitorul Iisus Hristos venea și spunea că sfârșitul tuturor lucrurilor, sfârșitul lucrărilor lui Dumnezeu pe pământul acesta va veni când fiecare om va auzi cuvintele Evangheliei. Așadar și ca datoria noastră, fiecare dintre noi este dator să propovăduim, să spunem și oamenii să audă, să asculte această veste a lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu. Încă de la început Dumnezeu, creând lumea prin cuvântul său, îl susține prin cuvântul său și prin cuvântul său, care nu este lipsit de putere, călăuzește, influențează, atrage pe oameni, vindecă pe oameni, slăvit să fie Domnul. De aceea în această după masă ne uităm din nou în cuvântul lui Dumnezeu și spunem: Doamne, vrem binecuvântarea cuvântului Tău.
Vrem binecuvântarea cuvintelor tale. Vrem tot ceea ce este normal și bun. Vrem tot ceea ce este spre folosul nostru să ni se pună în contul nostru, dacă am putea spune așa. Să fim beneficiarii cuvintelor bune ale lui Dumnezeu. Pentru că există în Scriptură și cuvinte pe care Dumnezeu le-a spus cu asprime, cuvinte de pedeapsă, rostite către națiuni, către popoare, către familii, către persoane particulare. Vrem în dreptul nostru Dumnezeu să rostească un cuvânt de binecuvântare. Amin. Pe calea aceasta Domnul să binecuvinteze familia Mihuțescu. Și să fie un cuvânt de binecuvântare pentru fiecare și Domnul să lucreze în casa și în familia lor. Și Domnul să aducă mântuirea și cuvântul acela sfânt al lui Dumnezeu să aducă rod. Bineînțeles pe fiecare care suntem aici. Așadar, atitudini față de cuvântul lui Dumnezeu. Și citim aici în cartea aceasta despre un moment din istorie când apostolul Pavel vine și spune s-au auzit așa de multe predici. A fost o națiune de oameni, poporul evreu, care au auzit glasul lui Dumnezeu, care au văzut cutremurul acela de munte, care au auzit tunetele glasului care răsuna de sus de pe muntele lui Dumnezeu. Au primit tablele legii, l-au văzut pe Moise cu fața schimbată, transformată, într-o față strălucitoare și erau tot uimiți, au văzut minunile lui Dumnezeu, au auzit cuvintele și promisiunile lui Dumnezeu. Și în această zi aflăm din cuvântul lui Dumnezeu că oamenii aceștia au avut o atitudine nepotrivită, atitudini nepotrivite față de acest mesaj al lui Dumnezeu și n-au fost beneficiarii binecuvântărilor lui Dumnezeu. Și prima atitudine nepotrivită, zice Biblia aici, au primit făgăduințele, au auzit cuvântul, dar n-a găsit la Dumnezeu, la ei, credință. Mă întreb pentru fiecare dintre noi care ascultăm de așa de mult timp cuvintea lui Dumnezeu, mesaje, predici, învățături, studii biblice, oare ne sunt de folos? Biblia spune că oamenii aceia, oamenii care au ieșit și au văzut minunile lui Dumnezeu, au auzit aceasta, au primit promisiunea lui Dumnezeu, dar nu le-a folosit la nimic. Este păgubitor, este o mare pagubă să auzi cuvintele lui Dumnezeu, să primești promisiunea și garanția, așa se va întâmpla, Dumnezeu garantează și promite, nu există un jurământ mai mare care să-l fi făcut Dumnezeu decât pe viața mea, a zis Dumnezeu, jur. Ăsta era cuvântul lui Dumnezeu și oamenii aceștia trebuia să facă un prim lucru sau unul dintre lucrurile care nu l-au făcut, și anume să creadă pe Dumnezeu, să-i dea creditul lui Dumnezeu, să creadă ce vorbește Dumnezeu, să creadă ce promite Dumnezeu. Dacă ar fi să ne gândim fiecare dintre noi vis-a-vis de mântuirea noastră, de strângerea din locul acesta, de mântuirea personală și de viața particulară pe care o trăim fiecare dintre noi, creștini numiți, fiecare dintre noi trebuie să avem această atitudine. Oare chiar credem cuvintele lui Dumnezeu? Avem noi credință în ce zice Dumnezeu? Doamne, mărește-ne credința! Sau Doamne, dă-ne credința! Pentru că dacă cineva nu crede cuvintele lui Dumnezeu, este scris tot în cartea evreilor, dacă cineva se apropie de Dumnezeu, trebuie să creadă că El este și că împlinește ce a făgăduit, slăvit să fie Domnul. Fără credință este cu neputință să-i fi plăcut lui Dumnezeu. De aceea atitudinea aceasta l-a deranjat pe Dumnezeu. Eu fac o promisiune și tu nu mă crezi? Eu promit ceva și tu nu ai încredere în ce-ți spun eu, în ce vorbesc eu? Și Biblia spune, nu le-a folosit la nimic. Aș vrea ca tot ce se întâmplă în locul acesta să ne fie spre un folos veșnic, să fie spre folosul mântuirii familiilor noastre, să fie spre folosul celor tineri, să fie spre folosul celor vârstnici, să fie spre folosul celor mântuiți și mai ales spre folosul celor ce nu-L cunosc încă pe Dumnezeu. Și Dumnezeu prin credință să poată să primească și să le dăruiască mântuirea. Amin. Găsim în Biblie mai multe ocazii când Dumnezeu are pretenția aceasta. Crede ce-ți spun. Nu poți să rămâi indiferent. Dacă Dumnezeu rostește ceva, poți să-L crezi sau poți să nu-L crezi. Poți să fii de acord cu ce zice sau poți să fii în dezacord cu ce zice. Biblia numește credința ca pe o stare de aprobare. Și este scris în felul acesta, tot în Scriptură, căci au venit oameni care l-au auzit pe Ioan Botezătorul
despre mântuire, despre pocăință, despre vestirea lui și n-au dat dreptate lui Dumnezeu și n-au acceptat planul lui Dumnezeu și botezul lui Ioan spre pocăință. Alții au avut o altă atitudine, au dat dreptate cuvântului lui Dumnezeu, au crezut cuvântul lui Dumnezeu, s-au pocăit, s-au botezat și au intrat astfel în planul lui Dumnezeu. Așadar, atitudinea aceasta, am putea spune, este atitudinea de căpătâi. În viața de zi cu zi avem nevoie să credem pe Dumnezeu, pe cuvânt. Dumnezeu, dacă spune un cuvânt, Dumnezeu îl poate și împlini. Slăvit să-i fie numele în veci de veci. Și vă aduc un exemplu din istorie și apoi un exemplu din viața de zi cu zi. Biblia spune că la un moment dat, localitatea Samariei, cu toată cetatea, a fost înconjurată de un popor străin și era asediată, erau mulți oameni înăuntru, nu mai aveau mâncare, nu mai aveau apă, nu puteau să iese să-și poate procura toate acestea, amenințători erau înconjurați de jur împrejur. Oamenii au ajuns într-o criză așa de mare, încât în fața împăratului au venit două femei care aveau câte un copilaș și una dintre ele, fiind foarte flămândă și în agonia aceea de foame, au făcut înțelegeri cu cealaltă și a zis, să-l tăiem copilul, îl mâncăm în noaptea asta, în seara asta și cât ne ajunge pe al meu primul și după aceea pe al tău. Era o grozăvie să audă toate lucrurile acestea și a venit în fața împăratului, cea de-a doua nemulțumită, și a spus, cu o noapte înainte am vorbit cu colega mea, cu prietena mea, am omorât copilul, l-am fiert, l-am mâncat și acum nu mai vrea să-l dea pe ei, pe al meu l-am mâncat. Și împăratul și-a sfâșiat hainele și a zis, extraordinar, cineva îi devină pentru lucrul ăsta, și-a-i prorocul Elisei. Cum se poate întâmpla așa ceva? El a auzit lucrul acesta și trebuia să dea o sentință de judecată, iar Elisei stătea într-o altă parte și vorbea cu bătrâni din cetate. Și el le spunea, stați liniștiți, Dumnezeu are un plan. Mâine dimineață, era deja spre seară, mâine dimineață, aici la poarta cetății, va fi din belșug de toate. Nu va mai fi foamete, nu va mai fi asediu. Nu știu cum face Dumnezeu, dar Dumnezeu a promis, mâine dimineață va fi, va intra totul în normalitate, criza asta va trece. Pe când el sfârșea cuvintele să despus și toți erau uimiți, împăratul vine și spune, vorbești de criză? Vorbești că trece? Uite ce soluție trebuie să dau eu la două femei și am mâncat una copilul. E o nebunie ce se întâmplă. Cum poți să crezi tu lucrurile astea? Cum poți să vorbești așa că mâine dimineață se rezolvă? N-avem armată, n-avem, oamenii sunt flămânzi, oamenii sunt disperați, nu mai știe ce să facă. Cum poți tu să promiți lucrurile acestea? Iar un aghiotan de al împăratului, parcă îl înghiotește pe Elisei și spune, măi, și să facă Dumnezeu ferestre în cer, că așa ceva nu se întâmplă. Și de s-ar face ferestre în cer, să cadă din cer pâine și tot, nu se poate întâmpla așa ceva. Și Biblia mărturisește că Elisei spune, omule, vei vedea tu cu ochii tăi, dar tu nu vei avea parte. Tu vei vedea cu ochii tăi ce se va întâmpla, dar tu nu vei avea parte. Și ca o minune, noaptea aceea, patru leproși se hotărăsc și spun, dacă intrăm în cetate, nu-i de mâncare, murim. Dacă stăm aici în afară de cetate, murim că n-avem de mâncare. Mergem și ne predăm oamenilor, sirienilor care asediază cetatea Samariei și am gătat cu toate lucrurile. Măcar am murit, dar dacă ne lasă, știm că avem hrană și tot ce trebuie. Și-au plecat. În timp ce se apropiau de tabăra sirienilor, Biblia spune că erau aruncate haine, alandala, peste toți oamenii au fugit din tabăra pe care o formau și de unde asediau cetatea, ca prinși de o frică, de o panică foarte mare. Nu știau ce se întâmplă. Și ei intră în cetate, își iau de mâncare din primul cort unde găsesc, mai iau și din lucruri ce sunt acolo, se duc, le ascund, îți mâncați, îți hrăniți și unul vine și spune, măi, nu-i bine ce facem. Trebuie să mergem să spunem la oamenii ăștia, flămânzi din cetate. Oamenii din cetate mor pe capete, au nevoie de pâine. Mergem să le spunem de mare asta veste, de vestea că totul este de aici, din belșug. Ei numai trebuie să vină, să ne creadă. Și se apropie cei patru leproși de zidul cetății și strigă, oameni buni, aici sunt de toate, e mâncare, e tot ce trebuie. Coborâți, veniți repede, nu mai stați flămânzi, nu mai stați în agonie, nu mai stați în neștiință de lucrurile astea, primiți vestea asta, noi am fost acolo, noi am mâncat, noi suntem binecuvântați de acum, de ocazia asta, veniți, este din belșug pentru voi, pentru toată cetatea. Și oamenii s-au arătat foarte suspicioși, măi, să mergem, asta sigur e o capcană, ne așteaptă sirienii, sigur ne pândește o capcană, nu-l putem crede. Dar împăratul, pentru că era în mare disperare, spune, trimite-o ceva,
Oamenii acolo să vadă adevărat și oamenii se duc, vede că e adevărat. Și vine cu veste, e adevărat, oameni buni, poftiți, ieșiți din cetate, serviți de aici tot ce este. Era mâncare din belșug, era de toate. Deja era spre dimineață, iar dimineață toată cetatea a dat buzna pe porțile cetății, mergând și alergând spre soluția dată de Dumnezeu. Aghiotantul împăratului era la poarta cetății, vrea să facă ordine. Dar ce să mai faci cu niște oameni flămânzi, cu niște oameni care atât de bucuroși erau că au găsit soluția? Zice Biblia că l-a culcat în picioare. A văzut cu ochii lui minunea, dar n-a gustat. De aceea, atitudinea aceasta față de cuvintele lui Dumnezeu este una care la un moment dat te poate costa viața. Este una care poate să aducă soluții, poate să aducă binecuvântare, poate să aducă vindecare. Slăvit să fie Dumnezeu! Vă întreb eu în această zi, putem noi crede cuvintele lui Dumnezeu? A venit îngerul Gavril la Maria, la o fată fecioară nevinovată, care nu știa nimic despre ce înseamnă o prietenie cu un bărbat și așa mai departe, și nimic altceva. Și îi spune, uite planul lui Dumnezeu, vei rămâne însărcinată și vei naște un băiat, un copil. Ăsta va fi numit Fiul Celui Preanalt. Și ea întreabă, eu nu știu cum se întâmplă asta, nu pot să-ți explic. Nu înțeleg. Și îngerul nu-i dă detalii din cartea de anatomie, ci îngerul îi spune, ascultă-mă. Ce-ți spun eu sunt cuvintele lui Dumnezeu. Și niciun cuvânt care vine de la Dumnezeu nu este lipsit de putere. Și zice Biblia, această tânără, Maria, a crezut cuvintele lui Dumnezeu și a zis, iată roaba Domnului, facă-mi se după cuvintele tale. Și îngerul a plecat de la ea. Doamne, fiecare dintre noi suntem aici și spunem, Doamne, facă-mi se după cuvintele tale. Amin? Doamne, fă în dreptul meu după cuvintele tale. În dreptul meu să se împlinească cuvintele tale, promisiunile tale, iertarea ta, mântuirea ta, salvarea ta, binecuvântarea casei mele, propășirea, dar de ce nu și corectarea și transformarea și disciplinarea din viață. Fiecare dintre noi să punem dreptarul acesta al adevărului Dumnezeu și prin credință să ne supunem viața lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Și am spus și un exemplu despre a crede cuvintele lui Dumnezeu undeva lângă Arad. O mamă cu mai mulți copii în casă, soțul plecat să lucreze la mină, a căzut greu bolnavă pe pat. Deja stătea pe pat de ceva vreme, ceva vecine de acolo au dat telefon după salvare, se întâmplase în timpul regimului trecut. Salvarea zăbovia să vină, oamenii așteptau, erau împacetați deja în fața casei, dar la țară oamenii au mai ieșit unul altul, a ieșit și copiii din casă și fiecare dădea din cap și zicea, vai, atâția copii, va rămâne singuri. Vai, foarte bolnavă, greu bolnavă, vai cum va fi, las că va fi mai bine, zicea un alta. Dar a venit un bărbat de acolo, dintre vecini, și a spus, măi, ce tot vorbiți? Femeia asta e bolnavă, e pe moarte, asta nu se mai vindecă niciodată. Nu mai vorbiți, numai... Și se îndreaptă către copii și le spune, măi copii, ascultați-mă pe mine aici. Mama voastră e tare bolnavă, asta nu se mai întoarce acasă, obișnuiți-vă cu ideea. Puteți să fiți orfani de acum încolo. Și copiii a stat și a ascultat de ce zicea o vecină și de ce zicea omul acesta dintre vecini. Și o femeie a zis, măi, dar cum vorbești astfel la copii? Și lasă-i în pace. El răspunde, viața e aspră, trebuie să se obișnuiască cu viața. Femeia asta nu se mai întoarce sănătoasă acasă. Uite-te cât de bolnavă, de-abia mai respiră. Nu mai e nicio șansă pentru ea. Iar copiii intră în casă. Și copiii intrând în casă, după obiceiul care l-aveau în familie, s-au plecat pe genunchi și undeva în camera din față, pe masă, avea o Biblie. S-au rugat în felul acesta lui Dumnezeu, Doamne Dumnezeule care locuiești în ceruri. De mai multe ori tata și frații de la noi în casă au auzit cum tu le vorbeai. Avem nevoie de un cuvânt de la tine. Dă-ne un cuvânt de la tine. Noi o să ne rugăm și o să deschidem Biblia. Te rugăm să ne dai un cuvânt de la tine. Vrem un cuvânt în care tu să ne spui, vine mama acasă, nu vine, parcă vecinul ăsta ne-a înspăimântat, vedem cât e de bolnavă, vedem că de-abia respiră, oare să rămânem orfani? Dă-ne un cuvânt. Și după ce s-a rugat, cu toată credința, cel mai mare dintre copii a deschis Biblia și Biblia s-a deschis în cartea prorocului Isaia, capitolul 7, versetul 7, unde stă scris, așa vorbește Domnul Dumnezeu. Așa ceva nu se va întâmpla și nu va avea loc. Amin. Copiii au ieșit afară din casă, bucuroși, și s-au dus la vecini și la toți ceilalți. Se vedea pe fața lor deja o licărire de bucurie și a spus, mama vine acasă. Mama se duce la spital, dar mama vine acasă.
suntem liniștiți? Dumnezeu a zis că mama vine acasă. Nu se întâmplă ce ziceți voi. Și omul mai în vârstă, mai copii, ce-i cu voi, mă? V-ați pierdut mintea? Cum adică? Dar copiii spunem, nu, ne-a vorbit Dumnezeu acum în casă. Noi credem ce zice Dumnezeu. E cuvântul lui Dumnezeu. Și dacă El vorbește, așa ceva nu se va întâmpla. Nici ce ai zis tu, nici ce-o zis cu tare, nici ce-o zis cu tare. Ultimul cuvânt îl are Dumnezeu. Omul intră în casă, zice, mă, dar unde vă vorbi Dumnezeu? Vreau să văd și eu unde vă vorbi Dumnezeu. Și intră în casă și spune, deschide tu Biblia. Biblia a fost deschisă la Isaia, capitolul 7, versetul 7. Și citește dumneatale ce-i scris în cartea asta. Și omul deschide și citește. Așa vorbește Domnul Dumnezeu. Așa ceva nu se va întâmpla și nu va avea loc. Omul s-a prăbușit pe genunchi și a zis, există Dumnezeu care dă răspuns, care vorbește oamenilor care se încred în El. Slăvit să fie Domnul! În ziua aceea am primit și el mântuirea, mama a fost dusă la spital, a primit un tratament și s-a întors în casă și a crescut copiii și a văzut nepoții, pentru că Dumnezeu are ultimul cuvânt. Mărire Domnului! De aceea când citim din Biblie, folosul meu al credinței mele în Dumnezeu este atunci când cred cuvintele care mi le spune Dumnezeu. Doamne, mărește-ne credința! Că Dumnezeu spune ceva, e destul să crezi. Nimic nu-L poate împiedica să ducă la îndeplinire ce a spus. Fie că e vorba de bine, fie că e vorba de rău. Dacă Dumnezeu zice ceva, ia ființă, zice Biblia, căci El cheamă lucrurile care nu sunt, ca și cum ar fi. Glorie Domnului! De aceea o atitudine potrivită pentru fiecare dintre noi este să avem credință. Dincolo de ce vezi cu ochii, dincolo de apăsarea conștiinței tale, este cuvântul lui Dumnezeu care spune, da, vreau să fii curățit, da, vreau să fii iertat, da, vreau să fii vindecat, da, vreau ca să ți se împlinească și ție dorința aceea, să ți se liniștească inima și conștiința, să ai și tu pace de la mine, da, vreau să-ți dau pacea mea. Și cine poate să creadă cuvântul acesta, se agață cu credință de cuvântul acesta, poate fi beneficiarul îndurării și binecuvântării lui Dumnezeu. Doamne, binecuvântă-ne pe toți! O a doua atitudine pe care putem să o avem față de cuvintele lui Dumnezeu este o atitudine de sensibilitate. Sau ar trebui să fim sensibili la cuvintele lui Dumnezeu. E important lucrul acesta. Biblia spune că oamenii aceștia dintre evrei și-au împietrit inima. Au auzit cuvintele lui Dumnezeu și și-au împietrit inima. Cu alte cuvinte, oamenii aceștia au fost niște oameni foarte îndărătnici. Niște oameni foarte sensibili, au văzut câte o minune, zice, a, o minune, trei zile, lasă-o pe asta. Dar oare el care a putut să desparte Marea Roșie, oare poate să le dea apă aici? După 3 zile găsesc apă amară în mijlocul pustietății și s-au bucurat că n-au văzut apa. Dar apa era amară, sărată, nu puteau să o consume. Și a zis, poate Dumnezeu să îndulcească apa asta, poate să ne rezolve problema? Moise se roagă lui Dumnezeu, ia un lemn, îl taie, îl aruncă în apă, apa se schimbă în apă dulce și toată lumea consumă apă după plăcere și sunt potoliți. La câteva vreme din nou zice, poate Dumnezeu să ne dea pâine aici? Și de fiecare dată când Dumnezeu rezolva câte o problemă de-a lor, câte un neajuns, chiar o necesitate de-a lor, oamenii aceștia după momentul acela de bucurie, de extaz, își împietreau inima și iar întreba, oare mai poate Dumnezeu? Oare lucrează Dumnezeu? Pentru că oamenii aceștia au avut această împietrire în inima lor. Și Biblia ne spune, nu vă împietriți inima ca părinții voștri din pustie. Este nevoie de această sensibilitate față de cuvintele lui Dumnezeu. Dacă noi toți, în modul cel mai sincer, am crede așa cum a crezut femeia aceea din Scriptură, din Evanghelie, o femeie bolnavă, bolnavă foarte tare, a avut bani, a avut ceva avere, toți banii, zice Evanghelia, le-a dat la doctori ca să poată să-și rezolve problema de sănătate. Avea o scurgere de sânge din corp care nu se mai oprea, o hemoragie permanentă. Hemoragia aceasta permanentă o făcea să fie slabă și nu se găsea leac pentru ea, nu se găsea leac pentru problema care o avea. Și femeia aceasta și-a pus un gând și a zis, mă duc, am auzit că Iisus pe aici prin cetate.
Vreau numai să mă ating de poala hainei lui, așa cum se vorbea azi dimineață. Avea gândul acesta, vreau numai să mă apropii de el, să nu știe nimeni, nu mă duc să zic la nimeni. Nu trimit bilet, nu ies în față, nimeni să nu știe ce vreau eu să fac. Eu și Dumnezeu. Dar eu știu lucrul acesta, dacă mă ating de el, mă vindec. Și femeia aceasta a plecat cu gândul ăsta la adunare. A plecat cu gândul acesta acolo unde era Hristos, Domnul, unde vorbea Domnul. În timp ce ea se apropia, a venit un alt om de acolo, care era fruntașul sinagogii, și el cu o problemă. Și el vine și spune, învățătorule, mi-e fata bolnavă acasă. Mi-e bolnavă, e pe moarte, te rog frumos, vino până la mine. Roagă-te pentru copila mea. Și Mântuitorul zice, hai că venim, mergem spre casă. În timp ce s-a făcut liniște, așa vorbind cu fruntașul sinagogii, femeia aceasta pe furiș a venit și s-a atins de poala hainei Domnului Iisus Hristos. În momentul în care s-a atins de poala hainei, o putere a ieșit din Domnul și femeia a fost vindecată pe loc. Și femeia a simțit dintr-o dată puterea lui Dumnezeu și vindecare și sănătate și scurgerea aceea de sânge, emoragia aceea s-a oprit. Domnul se întoarce și zice, cine s-a atins de mine? Toată lumea întreabă, Doamne, dar ucenicii chiar un pic nedumeriți, toată lumea te îmbulzește, cum cine s-a atins de tine? Ce întrebare e asta? Și Domnul spune, cineva s-a atins de mine, pentru că din mine a ieșit o putere. Femeia s-a văzut dată de gol și pentru că s-a văzut dată de gol, vine și recunoaște, Doamne, eu m-am atins de tine. Fica îi spune, du-te, credința ta te-a mântuit. Sensibilitatea asta, credința care a avut-o în inimă, dorința aceasta în inimă, te-a făcut să fii vindecată. Ea bucuroasă, plinită, fericită. Dar celălalt necăjit, hai Doamne, mai iute că moare copila. Doamne, hai mai iute, ce facem? Încă un pic de întârziere și moare copila. Și numai bine se apropie de casă și deja vine un om din casă și spune, nu-l mai supăra pe învățător, copilul a murit. Ce inimă a avut tata asta acum? Copilă de 12 ani. Nu-l mai supăra. Cum ar fi putut el să zică, măi omule, dar vezi? N-ai putut să o mai lași, mai trebuie să mai stai și cu femeia să mai vorbești. Ai avut treabă și cu aia și cu te-ai grăbit un pic. 2 minute, 5 minute, 6 minute, o viață. Prea târziu. Dar Domnul îi spune, liniștește-te. Stai liniștit. Ai numai? Păstrează-ți această liniște. Fii sensibil la ce spun eu, nu la ce spun alții. Oamenii deja au început să bocească, femeile în casă au început să plângă, femeile au început să, gata, au murit, numai ce să mai vii aici, nu mai e nevoie de nicio rugăciune, au murit și gata, prea târziu. Dar Domnul le spune, scoate-mi toată lumea afară. Și tu crede ce spun eu. Scoate toată lumea afară și Domnul rămâne cu părinții, cu încă doi dintre ucenici, cheamă numele Domnului acolo și apoi vorbește fetei, fetiță o spun, scoală-te. Și fetița se ridică. Ea despre care Domnul zicea, doarme și nu a murit. Alții își băteau joc, a murit. Nu a murit, ci doarme. Și lucrul acesta s-a împlinit sub ochii părinților acelei fete. Fetița s-a ridicat în capul oaselor, a primit ceva de mâncare, pentru că acolo era viața în persoana lui Hristos. Slăvit să fie Domnul! Cât de sensibil ești la cuvintele lui Dumnezeu? Cât de sensibil ești la cuvintele lui Dumnezeu? Dacă deschideți în Scriptură, este și un exemplu din Scriptură, îmi plac exemplele acestea din Biblie. Pentru cei ce nu sunt foarte obișnuiți și familiarizați cu Biblia, căutați în Cartea a doua împăraților, capitolul 22. Este vorba despre un împărat, numele lui este Iosia. Omul acesta, copilul acesta încă de tânăr a căutat calea lui Dumnezeu, lucrurile pe care Dumnezeu le-a poruncit poporului său. Și la un moment dat, omul acesta se interesează de casa de rugăciune și spune, aș vrea să se repare lucrurile care s-au stricat de atâta vreme. Nimeni n-a mai avut grijă, nimeni în administrația templului lui Dumnezeu n-a mai fost investiți bani. Vă rog frumos, reparați tot ce e de reparat, puneți încuietorile să fie bine fixate și toate lucrurile care trebuie reparate și restabilite. Și pe când oamenii aceștia făceau curățenie și au restabilit tot, a venit un om și a zis, măi oameni buni, am găsit o carte. Am găsit o carte, sunt cuvintele lui Dumnezeu. Am găsit cartea legii lui Dumnezeu. Și au dus-o logofătului, celui care citia, și ăsta s-a dus în fața împăratului și a zis, în timp ce făcea curățenie și ordine și restaura în casa lui Dumnezeu, s-a găsit cartea asta, era prăfuită. Nu mai băga nimeni în seamă și împăratul, zice Biblia, le-a poruncit să citească. În timp ce citea din cartea aceasta, împăratul este sfâșiat în lăuntru. Împăratul este atins până la lacrimi. Și zice Scriptura,
În capitolul acesta 22, că a trimis să întrebe pe Domnul la o prorociță și Domnul îi trimite vorba aceasta. Pentru că ți s-a mișcat inima. Pentru că ți s-a mișcat inima când ai auzit cuvintele mele. Pentru că ai văzut lucrul acesta. Uite ce am de gând, uite cum vreau să binecuvintez, uite ce vreau să fac cu casa ta, uite ce vreau să fac cu națiunea în care ești. Pentru că omul acesta a fost schimbat la auzirea cuvintelor lui Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul! Dacă în locul acesta ai venit cu gândul la Doamne, mă duc și eu acolo și aș vrea să fiu și eu atins, aș vrea să-mi vorbești, aș vrea să mă schimb, aș vrea să-mi sensibilizez, să-mi schimb mintea, Doamne, aș vrea să mă vinde, să te atingi de mine! Și lucrul acesta îl faci cu toată sensibilitatea, cu toată credința, în locul acesta Dumnezeu se poate atinge de tine. În locul acesta, chiar acolo unde ești, Dumnezeu se poate atinge de tine. Dar evreii despre care spunea aici cartea au rămas cu inima împietrită. Iar le vorbea Dumnezeu, iar făcea câte o minune, iar cu inima împietrită. Oamenii care s-au lăsat sensibilizați de cuvântul lui Dumnezeu, de Dumnezeu însuși, au fost oamenii care au văzut puterea lui Dumnezeu și minunile lui Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul! Pentru că dincolo de percepția noastră, dincolo de ce putem noi înțelege, este cuvântul lui Dumnezeu care are putere. Dacă am o atitudine potrivită față de El, am binecuvântarea lui Dumnezeu. Dacă am o atitudine nepotrivită, am, poate și mai mult ca sigur, acea pierdere a lucrărilor, a binecuvântărilor și a promisiunilor lui Dumnezeu. De aceea, Doamne, dă-ne o inimă de carne. E scris în Scriptură, iată un legământ nou care îl fac cu ei. Vreau în inimile lor să scriu legile mele, să pun Duhul meu în inima lor și inima lor să nu mai fie o inimă de piatră și scrisul legilor mele să nu mai fie ca pe piatră, ci să fie săpate în inimile lor și oamenii astfel să poată cunoaște cuvintele lui Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul! În altă atitudine care putem să o avem față de cuvintele lui Dumnezeu, ne spune aici să o ascultăm cu blândețe. În cartea lui Iacov, în capitolul 1, spune sfatul lui Dumnezeu: primiți cu blândețe cuvântul semănat, sădit în inimile voastre, că el vă poate mântui sufletele. Atitudinea aceasta de blândețe, o atitudine de blândețe pe care o am înaintea lui Dumnezeu, înseamnă o atitudine în care eu însumi îmi stăpânesc pornirile firești și îmi supun viața cuvintelor lui Dumnezeu. Cuvântul blândețe vine de la termenul acesta sau are rădăcina în cuvântul îmblânzire. Îmblânzire, de obicei se poartă acest termen vorbind despre animale, vorbind despre exemplu de un armăsar tânăr, plin de putere, și pe care cineva care este foarte dibac și foarte priceput îl îmblânzește. Așa de bine îl îmblânzește, încât poate să fie folosit și pentru uzul pe care cel care l-a îmblânzit are nevoie, fie de călărie, fie de tracțiune, animalul este supus, primește comenzi. Și am văzut și eu oameni care știu să se poarte cu animale, că e scris în Biblie, zice că cel neprihănit se poartă bine cu vitele din ograda lui. Și cum te porți cu cele din casa ta și cu animale și cu toate, arată ce e în lăuntru, în inimă, arată ce e în viața omului. Dar această stare de îmblânzire, de transformare, el are putere, el e capabil, un animal foarte puternic, mult mai mult se facă decât vrea stăpânul sau proprietarul. Dar el este îmblânzit, el ascultă doar de comenzile, de porunca care îi este dată. Ei, fiecare dintre noi suntem chemați prin cuvântul lui Dumnezeu să lăsăm să ne transforme, să ne schimbe, să fie cuvântul lui mai presus decât cuvântul nostru, să fie voia lui mai presus decât voia noastră, să fie așteptarea lui mai presus decât așteptarea noastră, să fie el cel care comandă, cel care ordonă și noi să fim cei care ne supunem și care ascultăm. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Dar fiecare dintre noi, exact cum probabil și în familie este, fiecare ar vrea să aibă ultimul cuvânt. Eu am zis, ăsta e ultimul cuvânt. Tata a zis sau mama a zis. Și fiecare vrea să aibă, domne, ăsta e ultimul cuvânt. Și când să fie ultimul cuvânt, atunci ăsta e șeful. El a zis ultimul, dacă el vorbește ultimul,
și nimeni nu mai trece peste, înseamnă că El e cel mai mare. Întotdeauna ultimul care zice ultimul cuvânt este Dumnezeu. Slăvit să-i fie numele. Dacă Dumnezeu zice viață, poate să zică 1100 de oameni altceva. Rămâne viață. Dar dacă Dumnezeu zice schimbare, și oamenii zice, nu putem să o schimbăm, nu se poate, asta nu se poate schimba, viac pur, pe omul ăsta nu-l schimbă nimeni. Și stă și aude cuvintele lui Dumnezeu și Dumnezeu atinge inima și Dumnezeu îi vorbește și deodată toată lumea se miră. Dom'le, ăsta s-a schimbat? Ăsta s-a pocăit? Nu, eu așa ceva nu puteam să cred. Despre omul ăsta să se întoarcă la Dumnezeu, despre omul ăsta să devină atât de blând, atât de cuminte, despre omul ăsta să rămână în familie, el care era așa cum era, toată strada îl știa, toată vecinătatea îl știa, asta numai Dumnezeu poate să facă. Și într-adevăr numai Dumnezeu poate să facă, slăvit să-i fie numele. De aceea o atitudine potrivită, îți vorbește Dumnezeu, primește cu blândețe cuvântul acesta lui Dumnezeu și îți va mântui sufletul. Supune-ți tu năravurile, sălbăticia, dacă aș putea să spun așa. Fiecare dintre noi, potrivit Romani, în Cartea Sfântă, în Cartea Romanilor, li se spune despre noi că eram ca niște vițe, ca niște ramuri sălbatice, dar am fost altoiți în acel măslin bun. Și de acum altoiul este contra firii sau invers de cum este firesc. Nu mlădița schimbă natura celui, acelui pom în care a fost ea pusă și altoită, ci rădăcina acestui măslin schimbă natura acelei mlădițe sălbatice. Asta este invers de cum se întâmplă normal pentru cei care se ocupă cu altoirea pomilor, să ia o mlădiță dintr-un altoi nobil. Se face operația respectivă în pom, se leagă, acolo se pune tot ce trebuie și de acolo se naște o ramură nouă care dă de acum acele roade altoite, bune, deosebite de toate celelalte. Am fost la cineva în curte și am văzut uimitor de frumos un păr, avea trei ramuri mai principale și pentru cum era foarte dibaci, în fiecare ramură a altoit un alt soi de pere. Era în Oltenia și spunea fratele de acolo, frate, ăsta-i păr cu trei mode de pere. Noi spuneam trei soiuri, dar la ei îi spunea modele. Și a spus, n-am mai văzut încă așa ceva într-un singur păr, într-un singur pom, trei feluri. Dar erau trei feluri, trei mode. Pentru că fiecare ramură a primit câte o altoire. Ei, asta este firesc, asta este natural. Vorbim acum despre noi și despre altoirea noastră și despre ce este în noi. Fiecare este în felul lui, cu năravurile lui, cu păcatele lui, cu apucăturile lui, cu sălbăticia lui. Și vine la Hristos și când primește cuvântul lui Dumnezeu în inimă și îl acceptă, Dumnezeu schimbă această natură. Și în loc să se sălbăticească și alții după cum el este, și în loc să capete în ravurile lui alții, el primește firea lui Dumnezeu. Pentru că rădăcina aceasta, acestui măslin bun, rădăcina lui David, Hristos Domnul, în care noi suntem altoiți, schimbă și transformă pe oameni, slăvit să fie Domnul. De aceea orice cine își poate verifica atitudinea, credința, viața înaintea lui Dumnezeu, dacă te-a altoit El și ești prins și tras seva din rădăcina aceasta sfântă, asta ar trebui să te facă să faci roade noi, asta ar trebui să te schimbe, asta ar trebui să te transforme, pentru că aceasta este puterea lui Dumnezeu împotriva firii noastre. Și un ultim gând, o atitudine potrivită față de cuvintele lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu care am citit aici în capitolul 4 cu 12 este viu și lucrător, mai tăitor decât orice sabie cu două tăișuri, care pătrunde până acolo că desparte sufletul de duh, încheieturile și măduva, pătrunde până acolo încât judecă simțirile omului, până unde nu poate pătrunde vorba unui om, gândurile unui om, părerile unui om, cărțile scrise de oameni, pătrunde cuvântul lui Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Cineva spunea, poate că sabia li se pare la unii prea primitivă, dar este laserul lui Dumnezeu. Este laserul lui Dumnezeu, mai mult decât ar fi la un computer să te pună și să citească tot ce este bolnav și tot os și toate venele și tot absolut ce este un tomograf de acesta, un computer specializat care prin laser poate să verifice cele mai mici amănunte din corpul uman. Dumnezeu trece dincolo de amănuntele fizice
Dumnezeu judecă și simțirile noastre. Dumnezeu desparte și până sufletul de duh și pătrunde până acolo, pentru că este un Dumnezeu preocupat de sufletele noastre. Slăvit să-i fie numele în veci de veci. Și a spus un ultim gând. O atitudine potrivită față de acest cuvânt al lui Dumnezeu, pe lângă credință, pe lângă sensibilitate, pe lângă această blândețe sau supunere față de cuvântul lui Dumnezeu, Biblia ne vorbește despre urgență. Am citit aici că doar unii au intrat în odihna lui și unii care am primit și noi chemarea ca și ei să nu ne pomenim veniți prea târziu. Pentru ca să nu cădem și noi în această pildă de neascultare și de dor, se repet așa, să nu fiți așa, să nu cumva să vă pomeniți veniți prea târziu. Pentru că urgența răspunsului sau atitudine pozitive față de cuvintele lui Dumnezeu este atât de mare încât nu are niciun fel de amânare. Ea nu poate fi pe mâine, că mâine e duminică și duminică ar fi normal, pentru că îi mai creștinește, sau săptămâna ce vine, sau când ai 30 de ani. Mi-aduc acum aminte de cineva, mai mulți ani în urmă, lucram împreună și vorbeam de Domnul Iisus Hristos și a spus, măi omule, îl cunoști pe Domnul acum, ai auzit atâtea despre Domnul și așa, întoarce-te la Dumnezeu, chiar tu ești de acord, nu mai tot amâna. Și el se uită la mine și spune, auzi, nu-i scris în Biblie? Hristos Domnul s-o boteza la 30 de ani. Mai stau și eu că mai am 2 ani și când o să am și eu 30 de ani, mă botez ca Domnul Hristos. Măi omule, i-am spus, ai grijă că nu e chiar așa cum te gândești tu. În Biblie scrie, nu când faci 30 de ani sau peste 2 ani sau 3 săptămâni, ci astăzi, dacă auzi glasul lui, nu-ți împietri inima. I-a spus, lasă-mă în pace. Acum a zis să fac cum e în Biblie, acum a zis, și azi, da, și în Biblie e scris, astăzi e bine, astăzi este ziua, astăzi Dumnezeu vrea să-ți dea mântuire. Dar el a rămas hotărât, nu, la 30 de ani, lasă-mă în pace la 30 de ani. N-am mai vrut să insist, am mai trecut câteva săptămâni și într-o zi, dis de dimineață, pe când trebuia să se trezească, visează un animal fioros, așa mare, ca un fel de urs, care îl strânge cu ghearele amândouă de gât. El dormea undeva într-o bucătărie de vară acasă, mama lui se trezea de dimineață, îți pune ceva mâncare la lucru și îl vede pe el acolo tot gâfâind și transpirat tot în pat. Și nu știa ce se întâmplă și el tot mișcă, măi copile, ce-i cu tine, mă, ce ai pățit? Măi, ridică-te! El nu putea să se desprindă din visul acela și din strânstoarea respectivă și până la urmă se trezește așa speriat de nu mai poate și zice, mamă, parcă o vin cineva să mă omoare. În noaptea asta o vin cineva să mă omoare, dar așa ceva nu mi s-a întâmplat niciodată. Și ea spune, te-am văzut așa chinuit aici și nu știam ce-i cu tine. El se trezește și plin de frică, vine la lucru, nu zice nimic. Eu mai insist încă o dată la el și spun, măi, ar fi bine să te împaci cu Dumnezeu. La 30 de ani, zice, rămâne cum am zis. Și am spus, omule, și diavolul aude ce zici tu. Și el aude ce zici tu. Și ăsta va căuta după tine să-ți facă rău. Și ăsta nu te va lăsa să ajungi acolo, că ăsta e vrăjmașul sufletelor oamenilor. Nu te lăsa amăgit. Astăzi, dacă auzi cuvintul lui Dumnezeu, cu grăbire, cu urgență, împacă-te cu Dumnezeu. Dă-i dreptate lui Dumnezeu. Și omul spune, mă mai gândesc. În ziua aceea, pe când făceam ceva de lucru acolo, omul care lucram în curtea unde lucram avea un camion mare cu un șofer. Șoferul plecase și trebuia mutat camionul. S-a suit omul, gazda noastră de acolo, și eu l-am întrebat, domnule, dumneata știi să conduci camionul ăsta mare? Și a zis, oh, eu pot și pe ăsta, ce dacă n-am carne de profesionist? Și îi atenționez pe ceilalți, măi, vedeți că omul ăsta se suie la volan, la camionul ăsta mare, nu se va pricepe. Trebuia dat un pic înainte, dar omul n-a găsit viteze, n-a găsit ce trebuie și în loc să dea înainte, a izbit odată clădirea unde stătea acolo, o șură, iar băiatul ăsta despre care vă spuneam era chiar în spatele zidului. Când l-a izbit acel camion acolo, a căzut mai multe cărămizi de acolo din construcția care era încă proaspăt făcută, iar el s-a tras într-un colț acolo, speriat și îngălbenit cu tot, a venit acolo, noi am strigat, am fluierat la om, lasă domne jos, mai ce faci domnule, eu omor aici oamenii, strigi camionul, strigi casa. Omul și el s-a speriat, după ce toți ne-am liniștit, el vine la noi și ne spune, vai, zice, e deja a doua oară când umblă diavol după mine, vrea să-mi ia viața. E gata cu mine. Zice, acum câteva zile am visat că mă strâng ceva de gât și mi-am adus aminte de cuvintele care le-ai zis.
Astăzi, pe voi toți v-a oferit Dumnezeu, toți v-ați tras în partea aia, numai eu am rămas o zid. Dar m-a oferit și pe mine Dumnezeu. Vin și eu la adunare. Și din ziua aceea l-au hotărât să slujească pe Dumnezeu. Sunt de atunci ani de zile de când omul acesta slujește pe Dumnezeu. Pentru că a trebuit să înțeleagă, e o urgență să-L slujești pe Dumnezeu. Diavolul se luptă pentru sufletele oamenilor și încă de la început pune îndoiala aceasta față de cuvintele lui Dumnezeu. Câteva cuvinte le-a dat Dumnezeu primilor oameni. Stați aici, mâncați, bucurați-vă de toate binecuvântele care vi le-am lăsat aici, iar din pomul acela al cunoștinței binelor și răului nu mâncați. Veți muri. Și diavolul a venit și a zis, hotăr, nu veți muri. Credeți-mă pe mine, nu-L credeți pe Dumnezeu. Fiți cuminți, El nu vă lasă pe voi să mâncați ca să nu fiți ca El. Dumnezeu știe asta și vă ascunde acest secret. Voi ați putea să mâncați, voi ați putea să fiți ca El. Și prin neascultarea unui singur om a intrat păcatul în lume. De aceea, Doamne, vindecă de orice neascultare și de orice amânare și grabnic să luăm o atitudine potrivită față de cuvântul lui Dumnezeu. O atitudine smerită, cu credință, cu sensibilitate, o atitudine de bucurie, așa cum am auzit și azi dimineață, s-a coborât îndată jos și l-a primit plin de bucurie. Pentru că Dumnezeu aduce bucurie în viața oamenilor, slăvit să fie Domnul. Și David spune, când am primit cuvintele tale, m-am umplut de bucurie. Cuvintele lui Dumnezeu sunt dulci în gura noastră. Deseori când ajungem pânte, când începe să le memorăm, când începe pocăința, transformarea adevărată, nu mai sunt chiar așa de ușoare. Dar este binecuvântat omul care ascultă și care se supune cuvintelor lui Dumnezeu. Doresc ca Dumnezeu să ne dea la toți puterea aceasta ascultării, supunerii și a trăirii grabnice în această binecuvântată lucrare a cuvintelor lui Dumnezeu. Amin.